Loredana Groza este una dintre cele mai emblematice figuri din muzica și industria de divertisment din România. Cu o carieră ce se întinde pe mai mult de 3 decenii, artista a reușit să se reinventeze continuu și să rămână relevantă într-o industrie în perpetuă schimbare. Deși s-a schimbat mult fizic, vedeta a negat tot timpul că are operații estetice. Loredana, 54 de ani, este din nou în atenția internauților din cauza unei fotografii din social media. Fanii au rămas mască în momentul în care au văzut-o pe artistă nemachiată și fără extensii, diferența susțin ei fiind colosală. Deci ea chiar nu minte când spune că nu are operații estetice, dar în schimb rupe filtrele. După un lifting facial, chiar nu ar avea voie să arate așa. Are cel puțin rinoplastie, dar în rest, filtre la greu. Bunica lui Bostănica sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe un grup de Facebook. De-a lungul timpului, Loredana a fost acuzată de fani că a apelat la bisturiu ca să obțină aspectul fizic din prezent, însă cântăreața a negat de fiecare dată. Aceasta a debutat în muzica românească la o vârstă fragedă, captând atenția publicului cu talentul său vocal. Primul album, Bună seară iubite, lansat în 1988, a devenit un succes instantaneu, iar piesa titulară a devenit una dintre cele mai iubite melodii din România. Loredana nu este doar o cântăreață, a jucat în a doua cădere a Constantinopolului 1994 și a avut roluri principale la Teatrul Național din București.